Câteva răspunsuri pe care le-am primit din partea ei și la sfârșit mi-a spus, stai, nu reușesc să le prioritizez asta sau asta, asta sau asta, cum aș putea să fac. Bun. Ceea ce am făcut a fost următorul lucru. Am luat câte o propoziție din ceea ce a zis aici sau câte o valoare din ceea ce a spus aici în prima coloană și am spus, orice este mai puțin decât asta din coloana A, nu este asta din coloana B, care de asemenea era importantă în viață. Orice este mai puțin, apoi m-am dus la coloana B, orice este mai puțin decât oricare din aceste lucruri din coloana B, nu este ceea ce e important în coloana A. Ceea ce se întâmplă în momentul în care formulați răspunsurile și lucrurile pe care le dați ca temă de gândire clientului prin această tehnică, se va imprima într-o nouă manieră, din punct de vedere neurologic, în mintea respectivei persoane. Și ce se va întâmpla va fi că se vor relega niște lucruri. S-ar putea să aveți reacții de genul, nu înțeleg cum vine chestia asta. Se pot obține și efectul de genul acesta. Unul dintre primele efecte și care s-au observat în cele din urmă a fost faptul că s-a prioritizat. Pentru că dacă inițial erau două lucruri în același timp care intrau în conflict, la sfârșit ai putut să zici, păi, ok, o soluție ar putea să fie mai întâi să termin facultatea și apoi să mă concentrez pe servicii. Și, practic, l-a organizat. Nu mai sunt două lucruri care funcționează, bine, ele funcționează din punct de vedere practic în același timp, dar nu mai funcționează în așa fel încât să fie o problemă atât de stringentă cum era înainte. Bineînțeles că, dacă sunt și alte lucruri legate de aspectul acesta, pot să fie rămânite prin terapie. Dar, în ceea ce privește coachingul, misiunea pe care o am este să ajut clientul prin întrebările pe care le pun să reușească să-și găsească propriile răspunsuri. Am observat că din pagina 2 erau foarte multe cuvinte care mergeau prin ideea de poate, este posibil. Okay. Și ți-am dat exact în limbajul acesta. Ce poți tu să faci? La un moment dat, nu știu dacă ai observat, am întrebat ce vrei tu să faci și m-am corectat. Ce poți tu să faci în această situație și atunci ai putut să-mi dai răspunsul. Hey, apropo de vreau, poate și trebuie, este un articol pe care l-am scris pe demaidepart.ro pe care găsiți, este acolo pe cartea de vizită cu materiale promoționale, lista articolelor. Și găsiți acolo o listă, se numește Trebuie că dacă vrei poți. Hey, această paranteză fiind spusă, ceea ce am făcut a fost să reliefez exact, să redau clientului aceleași cuvinte pe care le-a folosit și tocmai de aceea mi-am și notat tot ceea ce a spus. În momentul în care cineva să zice, ok, A e mai important decât B, atunci ceea ce faceți este să legați lucrurile în felul următor. Ok, dacă stai bine să te gândești, orice este mai important decât B, ceea ce e mai puțin de important decât tine, nu este A, nu e așa, adică ceea ce este cu adevărat important pentru tine. Orice este mai important decât B2, nu este A2, nu e așa? Și apoi se gândește, stai puțin, pentru adevăr, trebuie să fac, sau important, sau ce-și spune clientul în limita lui, să fac mai întâi asta, sau să fac astea într-o anumită ordine, sau să le pun cumva în așa fel încât să funcționeze într-un sistem. Ceea ce până la momentul de față era conflictual, acum poate să fie folosit în așa fel încât să fie mult mai clar pentru client și să deblocheze situația. Okay? Și oricând veți folosi o afirmație din tipul orice este mai puțin decât X, nu este Y, se bazează pe un anumit tipar lingvistic care este foarte profund și foarte subtil. Pentru că este, dacă vă gândiți, puțin un fel de dublă negație, dar este cumva o dublă negație foarte interesant pusă. Orice este mai puțin decât asta, adică orice nu este asta, nu este asta, cealaltă. Dar se leagă astfel, printr-o dublă negație, două elemente care, în momentul în care cineva se gândește, stai puțin, nu asta e nu asta, atunci asta e ce? Și în momentul în care se produce respectivul proces, care în programarea neurolingvistică este bine descris prin ceea ce se numește ramura separată quantum linguistics, se reașează anumite lucruri la nivel subconștient. Poate să fie foarte puternică, e o tehnică pe care vă sfătuiesc să o folosiți cu grijă și tocmai pentru că are un anumit impact. Unele fraze pot să fie mai importante decât altele. La unele lucruri poate să rezoneze persoana mai bine, la altele pot să fie mai puțin relevante, dar ideea este că în momentul în care aveți mai multe informații,
Uitați-vă, lucrați un rest. Deci orice este mai puțin decât orice element din coloana A, nu este partea B sau în funcție de ceea ce a zis clientul. Dacă le-a zis, păi nu știu care e mai important, dar i-am zis în ambele sensuri. Orice este mai puțin decât A nu este B și orice este mai puțin decât B nu este A, nu-i așa? Și în momentul respectiv s-au legat mult mai bine lucrurile. Pentru că pe acest principiu din programarea neurolingvistică merge și coachingul, că fiecare persoană știe ce este mai bine pentru sine și are în sine toate răspunsurile de care are nevoie pentru a reuși să-și rezolve propriile probleme. Ceea ce face coachul este pur și simplu să pună anumite întrebări într-o manieră sistematică, pentru că practic coachul este un fel de roboțel care observă ceea ce spune clientul și îi dă replica în funcție de ceea ce spune, incluzând echipamentele pe care el le folosește, ceea ce a zis clientul. Și de ghid. Da, un ghid, exact. Călăuză. Mm-hmm. Ei, și din acest punct de vedere, am constatat cum anume coachingul poate să fie un instrument complementar, pentru că am avut clienți pe coaching care făceau și terapie sau care făceau și consultanță psihologică. Și din momentul în care au lucrat și pe coaching, și-au dat seama, asta e așa, că de fapt avea niște chestii în mine și nu știam cum să le scot la iveală. Și în momentul în care, nu vine să cred că situația de soluție era atât de simplă. Și persoana respectivă îi dea seama, ok, bun, dar tu ți-ai dat răspunsul, eu pur și simplu nu am făcut decât să pun întrebările. Așadar, vă mai zic încă o dată care sunt întrebările. Pentru a identifica importanța, pentru a identifica, să zicem, ceea ce este la nivel profund. Întrebările sunt. Ce e important pentru tine? De ce e important asta pentru tine? Și ați observat că am spus la un moment dat, înțeleg că asta e important pentru tine. Și am așteptat un acolo și mi-am zis, da, ok, și asta, așa, bun. De ce e asta important pentru tine? Asta ce tocmai ai zis și tocmai ai confirmat. Altă întrebare este, ce îți aduce asta? Ce face asta pentru tine? Sau altfel spus, ce câștigi inconștient la care acum te pun să te gândești, nu l-ai găsit până acum și acum când îți pun întrebarea te gândești la el. Și ce îți aduce asta? Exact. O altă întrebare este, atunci când vei avea parte de asta, de ce altceva vei mai avea parte? Ce altceva ți va mai aduce asta? Pentru că s-ar putea ca oamenii să se gândească în primul rând la niște beneficii superficiale sau la niște beneficii care vin primul lucru în minte. Apoi, când tu, ok, ce altceva îți mai aduce? Vin câteva lucruri foarte importante, cum a fost partea cu... liniștea, da? Liniștea. Exact. Toate lucrurile astea nu au venit din prima întrebare. A trebuit să spun ce altceva, ce mai, așa. Deci, de ce e important pentru tine? Ce obții tu? Ce îți aduce asta? Și la ce așa. Mai era o întrebare la care mai știu dacă nu mai aduc aminte. Ce înseamnă asta toată pentru tine? Asta nu l-am folosit. Ce înseamnă asta toată pentru tine? În momentul, repetat tot ce a spus o anumită persoană și apoi puneți întrebarea. Ce înseamnă toate astea pentru tine? Sau dacă ai parte de toate astea, atunci... Da, exact. Ce se întâmplă? Și în momentul în care clientul a ajuns la concluzia, vedeți din întrebările pe care le puneți, sugerați, în primul rând, ok, s-a produs o schimbare. Dacă ar fi să te gândești la schimbarea care s-a produs, care este aceea? Cam asta e ideea. Puneți clientul să se gândească, ok, ce pot să fac eu altfel decât făceam în situația problemă? Și atenție, e important să nu spuneți ce faci, pentru că problema nu mai e curentă. Ce făceai înainte? Ce vei face în loc de ceea ce... Exact. Ei, și momentul în care se gândește la asta, este mult mai ușor să găsească soluții pentru ceea ce are. Pentru că vizualizează. Da. Ok. Cam asta este ceea ce am vrut să vă prezint. Și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mă bucur că v-am putut da și un instrument practic în sensul de așa da.